Alături de noi sunt Sergiu și Andreea Hanca. Celebrul fotbalist și soția lui au anunțat recent că vor deveni din nou părinți. O bucurie extrem de mare în familia lor, pentru care, așa cum spuneam, îi felicităm. Și Sergiu și Andreea sunt chiar acum în direct cu noi. Bună ziua, dragii mei! Mulțumesc că ați acceptat să împărtășiți cu noi această bucurie extrem de mare pe care o trăiți. Cum sunteți? Bună ziua! Bună, Laura! Bine venit în Cracovia, în primul rând. Așa, da. Așa, ne bucurăm că ne-am prins prin intermediul Skype-ului. Suntem foarte fericiți în ultima perioadă, suntem așa în extaz, pentru că mi s-au îndeplinit, să spunem, toate visele. Toate visele? Veți fi din nou părinți de? De fetiță. De fetiță. Felicitări! Aveți un băiețel și știu că asta a fost dorința voastră. Bine, știți cum se spune? Copil să fie, sănătos să fie, dar dacă vi s-a și îndeplinit această dorință, și anume de a avea pereche și băiețel și fetiță, cu atât mai bine. Vreau să știu cum ați aflat vestea. Că ești însărcinată. Eu când l-am cunoscut, Sergiu, am spus să știi că dacă voi face 10 copii, toți o să fie băieți. Deci tu să nu crezi că eu să fac vreo față. Mă văd mamă doar de băieți. Și zice, nu că te rog, uite, un băiețel și două fetițe. Asta era dorința lui cea mai mare. Și când am întors din vacanță, începem să am stări. M-am dus la un control și am făcut un testul Harmony. Apoi când au venit rezultatele, la acel test și spune sexul copilului. Și am făcut lui Sergiu o farsă. Știam că își dorește fetiță foarte mult. Și am scris în locul rezultatului feminin, am scris eu masculin. Și am trimis, el era în Cracovia, eram în București. Și am trimis pe WhatsApp poza cu rezultatele. L-am simțit așa, încercat să pară fericit, dar avea o anumită reținere și l-am lăsat vreo 2 ore așa să l-am chinuit puțin. Apoi când i-am dat vestea, a fost foarte, foarte fericit. Ce ai zis, tăticule? Lasă că a treia oară iese fetiță, nu? Păi asta vreau spus. Nu e nici problemă, mai aveți să mai încercăm pentru fetiță. Ești pregătit? Se vor schimba lucrurile acum în familie? Să fii tătic de fetiță e cu totul altceva? Cred că ți-ai pus problema. Da, oricum și cu Zian ne petrecem foarte mult timp la amândoi și ne punem în mintea lui și ne jucăm și încercăm să fim foarte aproape în creșterea lui și în toate momentele prin care trece în dezvoltarea lui. Dar acum cu siguranță va fi diferit, pentru că altfel vorbești cu un băiat și altfel vorbești cu o fetiță când face o prostioară, cum îi ceri, îi ceri diferit, pentru că sunt diferit. Și altfel e când crește fetița și iese în cluburi? Hai că nu te mai bag în filme, lasă! O să aibă grijă, Zian, de ea, nu pun probleme. Apropo, Lizian, i-ați spus? Cum a reacționat? Da, Sergiu, vorbește mereu cu burtica și arată, uite, mami aici are un bebe și o să vină, dar nu înțelege, e prea mic, are nici 2 ani și nu înțelege. Dar imită, că tati îi spune mereu cum o cheamă pe fetiță și imită și el numele. Ei, și ne spune și nouă cum o cheamă pe fetiță, dacă am avut în exclusivitate sexul cu... Da, ales numele. Medea o cheamă. Medea, ce frumos, cum ați ales numele? Sincer, aveam alt nume, să zic, așa pregătit, dar datorită numelui meu de familie nu prea sună în regulă când îl pronunț al doilea prenumele, de fapt. Și atunci am citit pe internet fel și fel de semnificații pentru Medea și pentru denume și am ajuns la concluzia că Medea e un nume frumos. O așteptăm pe Medea să vină pe lume. Și el ales-o, da. Am înțeles. Andreea, sarcină ușoară în continuare. Vă felicităm încă o dată pe amândoi. Mulțumim că ați intrat în direct cu noi să împărtășiți din bucuria voastră. Să ai, așa cum spuneam, sarcină ușoară și așteptăm să o cunoaștem pe micuța Medea. Repede, dragii mei!